Profesorul Vlad Ciura, unul dintre cele mai importante nume ale lumii medicale din România, a dezvăluit care este obiceiul care îmbătrânește cel mai repede creierul. Specialistul a punctat care sunt semnele la care să fim atenți și pe care nu trebuie să le ignorăm. Nu mai este un secret faptul că stilul de viață este un factor esențial al sănătății organismului uman. Mișcarea sau lipsa acestei, alimentația, hobby-urile, tipul de activitate pe care o prestăm la locul de muncă, programul de somn, toate sunt elemente ce pot prezice problemele de sănătate cu care am putea să ajungem să ne confruntăm. Profesorul Vlad Ciurea, unul dintre cele mai importante nume ale lumii medicale din România, a dezvăluit care este obiceiul care îmbătrânește cel mai repede creierul. Potrivit specialistului, mari inamici ai sistemului nervos sunt stresul și supărările zilnice, stări ce provoacă omorârea încet, dar sigur, a celulelor nervoase. Graba cu care facem lucrurile este un obicei pe care ar trebui să îl eliminăm din viața noastră. Graba strică treaba. Nu avem voie să facem în grabă lucrurile. Organismul nu poate porni rapid, trebuie să pornească treptat. Trezitul de vreme e benefic. Dacă avem capacitatea să nu ne enervăm, reușim să nu ajungem la stări conflictuale. Pierzi neuroni în stările conflictuale și îți cade imunitatea. Pierdem un neuron pe secundă și totuși avem neuron să trăim 300 de ani, a spus medicul neurolog Vlad Ciurea. Medicul a enumerat și câteva indicii subtile ce dezvăluie că o persoană are probleme neurologice, valabile în special în cazul persoanelor vârstnice. Dacă sunt observate, nu trebuie ignorate, este momentul să ne adresăm unui specialist. Sunt foarte multe elemente. Cel de lângă tine parcă nu mai este la fel, încurcă cuvintele, nu are echilibru, nu mai poate să facă mișcări fine, nu mai poate să scrie bine. Este ceva care nu merge, sunt microsemne. Când suntem mai stresați, mai agitați, se produce o închidere a vaselor, atât în cazul inimii, cât și în cazul creierului. Stresul și ischemia duc la accident vascular cerebral, a declarat profesorul universitar dr. Vlad Ciurea, relatează playtech.ro.